Presediul Federației Agrostar din Târgoviște stă la dispoziția fermierilor pentru ca experții să-i concilieze pe diferite probleme. Aceștia pot cere sfaturi în ceea ce privește organizarea ergonomică a muncii, bolile profesionale, respectarea normelor privind securitatea și sănătatea în muncă, iar lista ar putea continua. Astăzi inaugurăm centrul de la Târgoviște, care o să ofere, începând de astăzi, servicii de sănătate și securitate pentru lucrătorii din agricultură. Practic, centrul de la Târgoviște a fost deschis în anul 2010 în cadrul proiectului DIA Rural, dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale în mediul rural. S-a bucurat de un real succes și de-a lungul celor 3 ani de când funcționăm la Târgoviște și practic pe regiunea Sud-Muntenia pentru județul Dâmbovița și județele limitrofe, am realizat un număr de aproximativ 1500 de proiecte europene pentru micii fermieri. Proiecte care se derulează cu un mare succes, fermierii sunt sprijiniți de la ideea de proiect până la depunerea proiectului, implementare pe toată perioada de derulare, cereri de plată și asistență tehnică. Proiectul lansat miercuri urmărește conștientizarea fermierilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă. Acesta s-a ridicat la suma de aproximativ 300.000 de euro, iar valoarea finanțării nerambursabile este de peste 169.000 de euro. Munca decentă pentru fermierii români se implementează în regiunea Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. De ce anume beneficiază fermierii în cadrul acestui proiect? Obiectivul general al proiectului vizează promovarea beneficiilor muncii decente și aspectelor privind securitatea la locul de muncă, folosind metode inovatoare utilizate și în Norvegia, în rândul a 1500 de lucrători din agricultură, membrii ai sindicatelor de producători din România. Așa cum știm, în agricultură, nu se pune foarte mare accent pe partea de securitate și sănătate la locul de muncă. Mai mult, foarte multe accidente nu sunt nici măcar raportate la ITM ca fiind accidente de muncă. Problematica acestui proiect a plecat de la o realitate. Există foarte multe ferme mici în România, cred că mai mult de 80% sunt reprezentate de fermele mici, care își desfășoară activitatea pe lângă casă. Și atunci în aceste accidente sunt implicați și copiii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe lângă. Mass media de cele mai multe ori relatează aceste cazuri în care, nu știu, un copil s-a urcat în tractor nesupravegheat sau a fost prins într-un utilaj folosit în muncile agricole. De aici a plecat nevoia de a promova beneficiile muncii decente și a aspectelor privind securitatea în munca de câmp. Practic, în timpul desfășurării proiectului s-au înființat 2 centre pentru consilierea fermierilor, s-a realizat un website care prezintă riscurile în agricultură și bolile profesionale, iar fermierii participă la diferite seminarii. Partea cea mai atractivă este reprezentată de un schimb de experiențe în Norvegia. Pre final, una dintre fermele din România își va deschide porțile pentru cei interesați, unde fermierii pot vedea cum se muncește corect, fără a se pune în pericol pe ei sau fără a-i pune în pericol pe muncitori. Rezultatul cel mai important așteptat este faptul că fermierii vor înțelege importanța respectării normelor de securitate și sănătate în muncă.